Salutare oameni buni! Ce material se potrivește mai bine pentru viitorul automobilier, Să fie palme laminat, Să fie MDF? Învopsit? Înfoliat? Să fie lemn masiv? Și ce canturi să le aplici? Să fie 0.4 sau 2 mm sau 1 mm? Răspunsurile la aceste întrebări le vei afla urmărind până la sfârșit acest tutorial. Sunt Constantin Barbu și dacă o să-ți placă, la sfârșit te rog să dai un like și un subscribe. Iar acum să înceapă materialul. Avem una bucată palme laminat de 18 mm și una bucată MDF lucios la asemenea de 18 mm. Le-am pus una lângă cealaltă ca să vedeți exact diferența de structură dintre cele două materiale. Urmează să le iau pe fiecare în parte, să vă spun câteva cuvinte despre ele, avantaje și dezavantaje, presuri, iar mai apoi o să prezint și Canturile ABS de 0,4 și 2 mm, la fel avantaje și dezavantaje unde se recomandă a fi ele puse. O să încep cu palul melaminat. Palul, prescurtarea denumirii plăcilor din așchi de lemn sau plăci aglomerate din lemn. Este un material compozitiv fabricat prin presarea la cald din așchi, rumeguși, praf de lemn și anumite rășini care reprezintă adezivul de lipire între aceste așchi. A apărut ca produs industrial în Germania, în timpul celui de-al doilea război mondial. În anii 50 a, a început să fie folosit în fabricarea mobilei, fiind la început chiar mai scump decât lemnul masiv. Dezvoltarea tehnologiei de obținere a făcut să devină un produs ieftin și să fie foarte mult folosit de firme precum IKEA, care promoveau ideea accesului tuturor la mobilă și decorațiuni interioare, la locuințe amenajate frumos, cu costuri minime. În acest moment, palume laminat este cel mai folosit material pentru fabricat mobilier. Avantaje. Are o suprafață mare, gata, finisată. Are la dispoziție o multitudine de culori, aproape 200 în varianta de grosimie de 18 mm. Și nu în ultimul rând, are un preț foarte redus, cu începere de la 30-40 de lei pe metru pătrat. Are și câteva dezavantaje. Printre ele, nu poate fi vopsit, este sensibil la umiditate. Are nevoie de cant, are nevoie de margini aplicate și este cel mai puțin dens dintre materiale ce putem construi mobilier versus MDF sau lemn o să trec la următorul material și anume MDF-ul. Se pare că este un material descoperit din greșeală de un individ care încerca să obțină un panou izolator folosind resursele rămase de la prelucrarea lemnului. Bine intenționat, domnul William încerca în 1925 să valorifice atât sursa aparent inepuizabilă din fibre de lemn sub formă de rumeguș, cât și să creeze o placă nouă. I-au reușit ambele, numai că... Nu tocmai așa cum își propusese. Placa a fost lăsată la presa, sub presiune și la temperatură ridicată, timp în care americanul nostru a plecat să bea o cafea cu lapte sau, de ce nu, să soarbă un whisky. Pentru că timpul zboară că te listez, mașinile de presat au funcționat mai mult decât își propusese inventatorul nostru, așa că materialul rezultat a fost mult mai dens și mai rezistent decât se aștepta el. Așa din greșeală s-a născut MDF-ul, mai exact Medium Density Fireboard. Deși are aproximativ același mod de fabricație ca și palul, MDF-ul are o densitate mult mai mare, ceea ce îl face prelucrabil pe suprafață, după cum se vede și în acest exemplu. Vedeți ce ar putea să iasă dintr-un MDF, ce minunăție! În anumite cazuri, MDF-ul poate înlocui cu succes chiar și lemnul masiv, după cum se vede în acest exemplu, dar și în altele care vor urma. Ca și o scurtă paranteză, aproximativ 90% din parchetul existent pe piața noastră, adică cel bine cunoscut sub numele de parchet laminat, este construit din același material MDF. Pentru parchet mai avem două variante: parchetul stratificat din lemn stratificat, dar și parchetul din lemn masiv, care de cele mai multe ori sunt la costuri mult mai mari. În cazul fronturilor din MDF pe acestea le găsim sub patru moduri, sub patru tipuri, și anume MDF vopsit, MDF înfoliat, melaminat și furniruit. Câteva cuvinte pentru fiecare, avantaje și dezavantaje, după care vom trece la capitolul canturi ABS câteva cuvinte despre MDF-ul vopsit prezent și în imaginea de față. MDF-ul vopsit se obține prin aplicarea straturilor de grunt și email colorat pe suprafața panourilor prelucrate. Vopsirea se face astfel încât întreaga placa să fie acoperită. Se aplică 1-2 straturi de grund care se șlefuie după uscare pentru a obține o bună suprafață pentru emailul colorat. Stratul final, emailul poate fi mat sau lucios, colorat într-o multitudine de Culori. Este un proces asemănător cu cel al vopsirii auto. Un alt exemplu de MDF vopsit mat. De asemenea avem aici și un exemplu de noptieră din MDF vopsit lucios avantajele MDF-ului vopsit. Rezistență bună la temperaturi înalte și umiditate, eventualele deteriorări ale suprafețelor pot fi reparate, se poate revopsi în cazul în care suprafața a fost deteriorată, este ușor de întreținut, de curățat, petele se curăță, oferă posibilitatea obținerii unor finisaje variate, mate salucioase, poate fi realizat cu diverse frezări, decupaje sau chiar curbat. La dezavantaje trecem faptul că are un preț cam ridicat, în jur de 100 de euro pe metru pătrat în finisajele lucioase, dar și un timp mai îndelungat pentru obținerea produsului finit. 3-4 săptămâni în funcție de modelul de frezare și culoare. Trecem la MDF-ul înfoliat. După cum îi spune și numele, reprezintă o placă de MDF peste care a fost aplicată o folie de PVC cu ajutorul unor adezivi special. Folia PVC poate fi mai groasă sau mai subțire, mată sau lucioasă, colorată cu unele modele geometrice sau abstracte. Calitatea foliei și a utilajului de aplicare au un impact foarte mare asupra calității finale a MDF-ului. Avantajele utilizării MDF-ului în folia sunt prețul scăzut, mai scăzut de fapt, o diversitate de finisaje, mat, ultramat, high class, și spre deosebire de MDF-ul vopsit, aici la MDF-ul înfoliat, se poate imita foarte bine și structura lemnului, după cum se vede în această imagine. Ca dezavantaje, trecem faptul că dacă folia se zgrie sau se strică, nu se mai poate repara. O rezistență mai scăzută în medii cu umiditate crescută, se poate dezlipi folia la colțuri sau pe muchii. Bineînțeles, asta doar în anumite condiții speciale. Un avantaj comun al primelor două variante prezentate până acum ar fi faptul că avem posibilitatea rotunjirii muchilor ca în imaginea de față, ceea ce înseamnă că, în astfel de cazuri, nu necesită aplicarea vreunor tipuri de cant, dând astfel un aspect mai îngrijit front. Și iată, ne ajungem și la MDF-ul furniruit. Furniruirea. MDF-ului constă în aplicarea unui furnir din lemn dintr-o specie valoroasă direct pe placa de MDF brut. Acest lucru se realizează prin lipire și presare. Cam aceasta este structura. Avem un strat la exterior de furnir, în jur de un mm, depinde de la producător la producător, iar la mijloc avem MDF-ul. Ca și mare avantaje, poate fi șlefuit, poate fi băițuit, dar și lăcuit, ceea ce îi oferă un, un aspect exterior foarte asemănător cu cel al lemnului, dar și la atingere este foarte asemănător cu lemnul. Alături de această prezentare a unui mobilier din MDF furniului, trecem și la ultima variantă și anume MDF-ul melaminat. Ca și în cazul anterior, avem același material brut MDF pe care se aplică pe ambele suprafețe melamină de data aceasta. Vă reamintesc că melamina este acel strat care se folosește intens și în cazul palului sau al parchetului melaminat. Avantaje, preț accesibil, Începând de la 100 de lei pe metru pătrat, ne bucurăm de aceeași calitate a MDF-ului. Ca și dezavantaje, în primul rând necesită căntuire și îl regăsim într-o gamă relativ redusă de nuanțe. Bun Acum, am găsit această imagine pe internet și am zis să vă o prezint, mi s-a părut super interesantă, unde se vede diferența clară de structură între pal, MDF și lemn. Despre varianta confecționării mobilierului din lemn masiv am vorbit foarte puțin pentru că avantajele și dezavantajele lemnului, zic eu, sunt cunoscute de foarte mulți dintre voi. Acum, după ce știi mai multe informații despre acest subiect, alegerea materialelor pentru viitorul tău mobilier îți aparține. Ea se face în funcție de buget, în funcție de gusturi, în funcție de designul ales. Pentru că acest conținut să prindă și mai multă valoare, o să vin cu câteva păreri în ceea ce privește alegerea materialelor pentru viitorul tău mobilier. Și o să încep cu mobilierul de bucătărie și cel de Baie. În acest caz aș merge pe o combinație între palme laminat și MDF. Ce, cum se traduce această combinație? Adică carcasa mobilierului și tot interiorul l-aș construi din palme laminat, iar fronturile aș merge pe MDF vopsit. Este cel mai rezistent la acțiuni mecanice și la umezeală. În cazul mobilierului de dormitor, la fel această combinație între pal de data aceasta cu MDF în foliat, deoarece are un preț mai accesibil, la fel și în cazul mobilierului de hall. Dacă vorbim despre dressing, la fel combinație între pal melaminat și de data aceasta aș merge pe MDF melaminat, deoarece la fel avem această comparație de preț. Bun. În cazul mobilierului Office, ca să ating toate materialele despre care am vorbit, aș merge pe MD furniruit. Cam acestea ar fi alegerile mele, puteți să țineți cont sau nu de ele. Iar acum trecem la un alt capitol și anume canturile ABS și importanța lor. Intrăm direct în subiect și prezentăm cele două variante de cant ABS. Avem Aici, în partea stângă, cantul ABS de 2 mm, observăm rotunjirile colțurilor și structura lui, cum se vede odată aplicat pe placa noastră de pal, iar în partea dreaptă avem același cant ABS, însă în varianta de 0.4 mm. Cam acestea sunt diferențele vizuale și... De atingere între cele două avem această rază formată de cantul ABS de 2 mm, iar aici așa asta, cam lipsește, un pic tăios acest ABS de 0.4 mm. Mai există și o a treia grosime de cant ABS, cea de 1 mm, se folosește în cazul palurilor superlucioase și a indepurului melaminate la fel lucioase și super lucioase. Să revenim la aceste două variante existente în această imagine. Ca și variantă de preț, acesta de 0,4 costă undeva la 2,5 lei pe metru liniar, iar acesta de 2 mm 4,5 lei pe metru liniar. Deci este diferență cam de 2 lei de costuri. Așa arată ele în starea lor fizică, înainte de aplicare au o grosime de 22 de mm, deși palul are 18 mm. După aplicare, după lipire, mașinăria specială de aplicat Cantabes taie acest surplus de o parte și de cealaltă, astfel încât noi să ne bucurăm de plăcile gata, cântuite și debitate, pregătite pentru proiectul ce urmează să îl desfășurăm. De reținut! Nu putem construi mobilier din pal melaminat sau MDF melaminat fără acest cant ABS de 2 mm sau de 0,4 mm. 2. Recomand să vă găsiți un centru de debitare care oferă și acest serviciu de cântuire cu ABS. Adică atunci când urmează să vă ridicați plăcile, ele să fie și cântuite, gata, preparate pentru noul vostru proiect. Este cel mai elegant și mai simplu mod să obțineți acest lucru. Nu vă recomand să aplicați manual acest cantabez, deoarece e un proces destul de greoi. 3. Luați în considerare atunci când vreți să aplicați cantabez pe una dintre laturile unui panou că dimensiunile acestuia se modifică cu 2 mm, respectiv grosimea cantului. Ce vreau să spun cu asta? O să vin imediat cu un exemplu să fiu mai elocvent. Ok, să presupunem că avem acest panou cu următoarele dimensiuni, 600 pe 600 și pe această latură vrem să aplicăm un cant ABS cu o grosime de 2 mm. Acesta roșu este cantul nostru ABS cu grosimea de 2 mm. Haideți să vedem ce se întâmplă după aplicarea acestui cant ABS. Cum este și normal, panoul nostru s-a modificat ca și dimensiune și acum are 602 mm. Dacă vrem ca acest panou în starea lui finală să aibă 600 pe 600 cu un cant aplicat pe această latură de 2 mm, atunci trebuie să-l comandăm cu următoarele dimensiuni. 600 cu 598 ca după aplicarea acestui cant de 2 mm să ajungem la dimensiunea noastră dorită și anume 600 pe 600. Ok, să luăm un alt exemplu. Să presupunem că avem nevoie de un panou cu dimensiuni finale 600 pe 600 și acestui panou avem nevoie să-i aplicăm cantabes de jur împrejur. Să presupunem că este o ușă. În cazul ușilor trebuie să punem cantabeze de 2 mm de jur împrejur. Este recomandarea mea. Bun, deci avem nevoie de aceste dimensiuni finale. În această spesă, în acest caz, ar trebui să comandăm un panou de următoare dimensiuni. 596 pe 596 ca după aplicarea canturilor ABS atât de o parte și cât și de cealaltă să ajungem la lungimea dorită de noi: 600 pe 600. Cred că am fost destul de explicit: unde punem cant ABS, unde punem cant ABS de 0,4, unde punem cant ABS de 2 mm. Câteva cuvinte și despre răspunsurile acestor întrebări. Bun, dacă avem de exemplu. Un corp de această formă, fără ușă, atunci, din punctul meu de vedere, aș pune Cantabes pe toată această suprafață. Pentru că avem nevoie să luăm obiectele din el cu mâinile și ne apropiem de aceste muchi, care uneori la 0,4 sunt foarte ascuțite, și evităm producerea unor eventuale accidente dacă folosim Cantabes de 2 mm pe toate aceste laturi. De asemenea, dacă corpul nostru se vede și pe această munche, îi aplicăm și aici canta de 2 mm. Bun. Dacă avem, de exemplu, cazul în care avem și o ușă, atunci, în cazul acesta, conturul corpului, cât și interiorul, avem posibilitatea să le gândim și cu cantul ABS de 0,4 mm. Doar din punct de vedere al costurilor, dacă aveți mai mult mobilier, acei 2 lei, diferență între cantul de 2 mm și de 0,4 mm, o să se cunoască la 50 de metri, sunt 100 de lei. Dacă nu, recomand să se folosească doar cant de 2 mm. Este o părere personală pe care am obținut-o și șlefuit-o de-a lungul timpului. Deci, în cazul în care nu avem uși, punem cant de 2 mm de jur în împrejur, dacă avem uși, atunci avem posibilitatea ca pe acest cadru, ca pe această cutie, pe muchile acestea să punem și cant de 0,4 mm. Dar, de unde ne apropiem cu mâinile de aceste muchii, recomand să se folosească cant de 2 mm. Așa cum am spus și mai devreme, în cazul rușilor, obligatoriu cant de jur, împrejur de 2 mm. Dacă avem corpuri care se așează direct pe par la fel cam de 0.4 sau 2 mm la fel și în partea de sus nu, aș lăsa doar aici în spate unde avem acel spate sau pe feleau aplicat acolo aș lăsa fără cam dar și aici în anumite condiții când nu avem nu se vede din, din această poziție deci este important să acoperim toate muchile aproape toate muchile cu cant minim de 0.4 dacă nu de 2 mm și acesta am fost eu, Constantin Barbu. Dacă ți-a plăcut, dă un like și un subscribe dacă n-ai făcut-o până acum. Sper ca informațiile să-ți fie de folos, iar până data viitoare îți urez spor în toate!